bă, ăsta prea des de schimbă. Mie nu-mi place că pare al dracu, iar ce face acum parcă strică hip-hop. Auzi la elbă, și unul de grame. Păi dau înainte-or că mă-nvăd de drum. Las lumea să-l bat, oricum nu ascult. De stai sunt îmi fac filmul și nu am de gând să mă opresc decât când ajung. Așa că nu dau la întors, nu te dau la înălțime cu bilet la cost. Eu dacă pierd timpul, pierd cu folos. Mie nopțile albe, am fac viața roz. S-a cerut Spike semnale, Spike semnale. Bă, eu nu știu dacă mai știu piesa. Nu știu dacă mi-aduc aminte piesa. Și culmea că e cu Chelu și o ascultam Spike. Pe Spike ăsta eu l-ascultam cu mare plăcere. Dar și pe ăsta de acum, nu am o mare problemă. Doar că am văzut chestia cu Adrian Copilul Minune și m-a cam lăsat rece. Și că mi-a venit să-mi bag pula când era, nu știu la ce concert. Și cânta Manele Manele și Adrian Copilul Minune. Spike, ce facem Spike? Paul, trezește-te! Ești mult mai... swag de atât. Beat-ul îmi pare cunoscut, dar nu știu dacă mi-aduc aminte versurile. Sunt ani de zile de când am auzit probabil piesa. Dacă am spus 2006, clar că mă fut popinile voastre. Albumul ăsta n-are șanse, dar ce tu ai ritmul țintă. Albumul ăsta n-are șanse, dar ce tu ai? Vedeți ce swag avea Spike în 2006? Și multă lume îl știe de la Manele Manele, de la chestiile ce îs acum pe YouTube de la el. Fețe fioroase când pizdele frumoase se transformă în pizde urâte. O, Doamne! Acest material conține cuvinte explicite, de parcă m-a ține minte să spuneți: uite-l, el e! Aruncați copii în fântâni și ascunde... Ce dilău era! Fântânile munți, că nu mai merge cu tradiționalul. N-ai voi să asculti, deci tu te fuci și după 9 luni apare Eugen, micuțul meu. Și după 7 ani de educație apare... Deci tu te fuci și după 9 luni apare Eugen, micuțul meu, adică eu te fut. Bă, ce minte avea Spike în 2006. Apare Eugen, micuțul meu. Și după 7 ani de educație apar eu complet... Situația în așa hal încât paralizez o săptămână și te găsi mort în casă de foame cu salam în mână. Bă, băiatule, uitați aici bars, bă. Încât paralizez o săptămână și te găsi mort în... După 7 ani de educație apar eu complic situația în așa hal încât paralizez o săptămână și te găsi mort în casă de foame cu salam în mână. Când grenii grei transmite, ascult-o, e cap o insultă. Înseamnă că habar nu ai despre ce se discută. Aici se dau exemple, uite, tu ești praf, noi nu. Diferența între noi și restul nu există. Dar vă covesc tu așa că dacă strași copilul de urechi, o să-l faci să înțeleagă, o să-l faci să arate ca Dumbo. O, dacă strași copilul de urechi, ca să n-asculte muzică de asta, nu o să-l faci să înțeleagă, o să-l faci să arate ca Dumbo. Bă, ce versuri avea omul, frate. Eu aș vrea să văd o piesă cu swag-ul ăsta în 2022 de la Spike. De la Paul, lumea lui Paul. Bă, Paul, bă, nu cu Manelici, bă, avem pretenții de la tine, frate. Tu ai impresia că lumea te-a uitat sau băieții ăia care te ascultau în 2006 sau... Înțelegi ce vreau să zic? Nu te-a uitat nimeni, fratelo. Nu te-a uitat nimeni. Noi încă așteptăm ceva. Să fie cu swag-ul de atunci. Înțeleg swag-ul tău de acum și că faci milioane de vizualizări, dar integrează-le puțin. Nu poți să-mi zici tu mie că Spike ăla a murit. Nu poți să-mi zici că ție nu ți-e dor de Spike ăla. Am văzut toate podcasturile. Am văzut toate podcasturile lui Spike în ultimul timp pentru că na, e Spike. Înțelegeți? Și el zice că nu-i plăcea tipul ăla. Termină! Termină că e mult mai marfă decât mulți rapperi din ziua de azi. Îți spun asta pentru că pot vedea ceea ce crezi tu. Și apropo, ai uritul ăsta ce cântă, poate fi alesul de aici, nu e ție. Nu mă îngrop în falsă modestie, că nu permiți, la fel ca oricare din noi, deloc diferit. Deci nu spune că-s de căcat, că s-ar putea să-ți pare rău dacă pe viitor ajung să fiu pe gustul tău. Eram sigur că știu piesa, știam versul, știam că vine chestia asta. Deci nu spune că-s de căcat, că s-ar putea să-ți pare rău dacă pe viitor o să ajung pe gustul tău. Păi, dar ce pula mea se dă dublu click? Fel ca oricare din noi, deloc diferit. Deci nu spune că-s de căcat, că s-ar putea să-ți pare rău dacă pe viitor ajung să fiu pe gustul tău. Spike ne frec mâinile sus, hey! 20 GM, house, pur, nu te lăsa exclus. Faceți mulți zgomori, acest nou intrus e dus. Vă semnală în cap, veți un psihopat în plus. Spike ne frec mâinile sus, hey! 20 GM, house, pur, nu te lăsa exclus. Faceți mulți zgomori, acest nou intrus e dus. Vă semnală în cap, veți un psihopat în plus. Din ca Star Trek încedează Enterprise-ul. Pichez pe ușă exploziv, mă ridic și nu mai văd nimic. De-aia pun două creaturi oribile să vă salute. Voi fugiți ca de un grup de termite în călduri.
care vor să vă sărute. N-ați timp porumpe lupăcii, vin cu alte migratoare. Și toți vor să ne frigă pe grătare, că-n țară se moare de foame. Ia mâna de pe mine slovos, că să moară oița ros. De nu mă piși pe tine pântăneci molos. Bine că nimeni nu știe că de fapt de nu mă piși pe tine pântăneci în moloz, în puii mei. Adică se pișe pe tine atâta până face din pământ moloz. Bă, băiatule, bă, bă, era nasty Spike, frate. Ăsta-i Spike, bă, ăsta-i Spike, bă. Ar trebui să-l cheme Paul pe artistul nou, nu Spike. Nu, Spike, ăsta e Spike. Ăsta e Spike. Spike din 2022 ar trebui să se numească lumea lui Paul sau Paul sau cum are el pe Instagram. Asta e o ședință de hipnoză. Vezi în ochii mei că ceapa se vede o forță. Băi Luca, urmează calea cea dreaptă. Nu te coborâ la nivelul nostru, că sincer s-ar putea să-ți placă. Băi Luca, urmează calea cea dreaptă. Nu te coborâ la nivelul nostru, că sincer s-ar putea să-ți placă. Asta e muzica, bă, pe care o ascultam noi când eram puștan. Nu trepu. Ce amintiri, bă, băiatule, m-au năvălit amintirile cu piesa asta. Împing ideea de dreptul la replică cât pot în față, astfel că dacă spun ceva greșit mor în pușcărie pe viață. Nu, cineva să mă oprească. Eu stau să ascund filozofii printre rânduri, că mulți nu știu să citească. Eu stau să ascult filozofii printre rânduri sau... Da, și-au zis că nimeni nu știe, că mulți nu știu să citească. Mă împac repede cu gândul că iau pastile, când văd glații și de urpirat cu munca mea pe 2 ani de zile. Opa. O zis-o. Cit mor în pușcărie pe viață. Nu, cineva să mă oprească. Eu stau să ascund filozofii printre rânduri, că mulți nu știu să citească. Mă împac repede cu gândul că iau pastile, când văd glații și de urpirat cu munca mea pe 2 ani de zile. Poate că tu nu știi ce înseamnă sau nu-ți pasă. E ca și cum aș fute în supa ta când te-ai așeza la masă. Oh, poate tu nu știi ce înseamnă, că nu cumperi albumul și că piratezi muzica mea, că așa era pe atunci. Poate ție nu-ți pasă, dar e ca și cum aș, mă fut în supa ta când te așez la masă acum la aici. Să ascund filozofii printre rânduri, când mulți nu știu să citească. Mă împac repede cu gândul că iau pastile, când văd glații și de urpirat cu munca mea pe 2 ani de zile. Poate că tu nu știi ce înseamnă sau nu-ți pasă. E ca și cum aș fute în supa ta când te așez la masă. Spike ne frec mâinile sus, hey! 20 GM house, pornul de lăsai exclus. Faceți mulți gomori, acest nou intrus e dus. Vă semnalăm că aveți un psihopat în plus. Spike ne frec mâinile sus, hey! 20 GM house, pornul de lăsai exclus. Faceți mulți gomori, Bă, ce dorul mie de hip-hop ăsta. Dacă și hip-hop ăsta sună a vechi, să mă bată mama că în 2006 deci din 2006 până acum eu încă aș asculta piesa asta. Nu știu cât de învechită e, plin de dume, plin de agresivitate, plin de... Nu știu, mie mi-e dor de Spike ăsta, nu zic că Spike, eu ascult Manele Manele, o am salvat în mașină, Zeu îmi place, Zeu îmi place ironia din Zeu, dar restul nu știu ce să zic, nu e Spike. Acest nou intrus e dus, vă semnalăm că aveți un psihopat în plus. Andra Bărășteanu, îi mulțumim încă o dată lui Andra Bărășteanu că iară m-a frecat la ecre, deși n-a trecut o lună de când i-am făcut react. Dar piesa asta chiar m-a uns un pic pe suflet. Simțeam nevoia să reacționez la ceva de genul. Chiar simțeam nevoia să reacționez la ceva de genul. Cum spuneam, azi vineri probabil la voi, mâine o liniuță. Și la piesa asta aștept propunerile. Aștept propunerile pentru Cedric cu Funk B, propunerea care... la care piesă ați vrea să fac react. Și pentru cine căcat? Pentru Connector. Și încă 3 propuneri. Că sâmbătă o să apară o liniuță, duminică filmez Connector, Funk B și încă 3 propuneri, ca să aveți material pe 5 zile în săptămâna în care sunt în concediu. Like, share, subscribe, follow pe social media, Instagram. One salutare.